Primăria municipiului Reghin a demarat în perioada 27 octombrie-9 noiembrie acțiunea de salubrizare generală în cadrul programului O toamnă curată pentru un mediu curat. În cadrul acestei acțiuni de curățenie s-au colectat 1098 de metri cubi de deșeuri urbane. Cetățenii au răspuns apelului făcut de către Primăria Municipiului Reghin în acțiunea de salubrizare generală pe care a organizat-o în perioada 27 octombrie-9 noiembrie acestui an. În această perioadă s-a colectat 1098 de metri cubi de deșeuri urbane pe cele patru sectoare care au fost stabilite și respectiv 1000 de kilograme de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Pe această cale mulțumim cetățenilor pentru faptul că au răspuns apelului inițiat de către Primăria Municipiului Reghin, au contribuit la bună desfășurare și organizare a acestei acțiuni. Campania a început cu primul sector desemnat de reprezentanții primăriei și ai RAGCL-ului. Locuitorii și asociațiile de proprietari au depus deșeurile adunate în zone special amenajate sau la marginea trotuarelor. Din această zonă a fost ridicată și transportată de către echipele de lucru cantitatea de 223 de metri cubi de deșeuri. Acțiunea de salubrizare a orașului specifică anotimpului toamnei a continuat la Reghin cu sectorul 2, de unde echipele de lucru ale primăriei și RAGCL-ului au colectat cantitatea de 270 de metri cubi de deșeuri. Și aici locuitorii și asociațiile de proprietari din Reghin și-au curățat imobilele și au depus deșeurile adunate, inclusiv echipamentele electrice și electronice, deșeurile voluminoase, mobilă, deșeuri vegetale din grădini și parcuri, deșeuri din construcții și demolări, în zonele special amenajate sau la marginea trotuarelor. Cea mai mare cantitate de deșeuri urbane a fost colectată din zona sectorului 3, în cadrul programului O toamnă curată pentru un mediu curat, astfel că de pe străzile Iernuțeni, Pomilor, Livezilor, din cartierul Iernuțeni, cartierul Pomilor, de pe Nucului, Bradului, Autobuzului, Castanilor, Chișzoltan, Plopilor, Gurghiului, Argeșului, Siretului, Târnavei, Lăpușnei, Oltului, Someșului, Lungă, Scurtă, Accente Sever, cartierul Gării, Muncitorilor, Ierbuș, cartierul Câmp, Salcâmilor, Tâmplarilor, Călimani, Nouă, Carpați, Trandafirilor, s-au colectat 310 metri cubi de deșeuri urbane. Echipele de lucru ale primăriei și RAGCL-ului au acționat în vederea ridicării resturilor menajere, gunoaielor voluminoase și electrocasnicelor vechi lăsate la limita proprietății de către cetățeni și în zona sectorului 4 al municipiului. De aici a fost colectată cantitatea de 295 de metri cubi de deșeuri menajere. În ceea ce privește cantitatea de echipamente electrice și electronice, în municipiul Reghin, în această campanie de curățenie a toamnei, au fost colectate aproximativ 1000 de kilograme de astfel de deșeuri.